atelierul moșului, copiii de la Complexul de Servicii Comunitare Cireșarii din Ploiești au pregătit cutiile cu bunătăți pentru fiecare animal de la zoo. Ce ai pus tu în acest pachet? Mandarine, mere, bomboane, cu farine. Ce faci tu aici, un cadou? Da. Pentru cine? Da, animal. După ce cutiile au fost umplute cu bunătăți, copiii au mers cu ele la grădina zoologică din Bucov să le împartă animalelor. Ce cadouri ai aici? Fructe, dulciuri, nuci. Maimuțele s-au dovedit foarte pricepute la desfacerea darurilor. Nerăbdarea și emoțiile ne-au copleșit. Animăluțele sunt nerăbdătoare, cred că simt. Ceva mai suspicios, tigrul a mirosit pachetul și a decis să-l deschidă mai aproape de Crăciun. Înfometat s-au arătat însă leii. Animalele au primit doar ce și-au dorit ele, nu un surplus, nu ne-am mai gândit la vitamine, la minerale, au primit alimentele preferate. Copiii au fost foarte încântați că s-au transformat pentru o zi în spiridușii moșului. Când s-au întors de la zoo, au primit și ei cadouri.